Odată cu sosirea anotimpului rece, gospodinele și-a umplut beciurile cu bunătăți preparate cu multă trudă. Pregătite chiar de ele sau cumpărate din piețele agroalimentare, borcanele cu hrean sau cu ardei iute fac deliciul meselor din sezonul de iarnă. Un excelent antiinflamator cu miros înțepător și gust arzător, hreanul este cu adevărat medicament pentru organism. Consumul de hrean este cunoscut pentru că provoacă o senzație de arsură sau înțepături în sinusuri, la nivelul nasului și gâtului. Din acest motiv este adesea folosit pentru a ameliora răcelile și problemele de respirație. Cumpărați hreanul în această perioadă? Da. Da. Este o delicatesă a acestui sezon. Da, e benefic pentru organism. Și e foarte bun, pentru mai ales acum, în perioada aceasta, când se sacrifică porci și când e bine. E un produs naturist care benefică organismului, sănătății, omoară microbii, îți creează poftă de mâncare, dar nu toți consumă iute sau... Dar cei care consumă, îți mai vigurăști, mai energie și mai decât ceilalți care se feresc de el. E un aliment potrivit pentru acest sezon? Sigur că da. Gripele, microbii, bacteriile, mai fug de astea. Curăță cavitatea bucală, curăță intestinele, face bine omului. Dacă consumi în mod regulat ardei iute, te ajută la prevenirea artritei. În plus, ardeii iuți ameliorează durerea cauzată de artrită și alte boli, dar și îmbunătățesc sănătatea cardiovasculară și digestia. Dar nu se poate nici o masă fără hrean și ardei iute, mama, acum perioada asta de iarnă. Ceapă, usturoiul, pentru gripă, pentru orice, pentru sănătate, au vitamine. Da. Și ardei uscat. Și măcinat. Asta sunt. Miroasele să cam termină sezonul cu ele acum. E o săptămână. Asta. Vindem pe alea, începem cu ceapă. Recomandați hrean și ardei iute? Da, da. Da. Păi ce? Păi ce mai? Dau un borcan cu 8 lei, cu 7 lei, cu 6 lei, scad, fac cu clientul. Nu țin la preț. Omul să mănânce, e foarte bun. La ardei tot la fel, la o ieftin. Am 10 lei sticla, ajung cu ea până la 7 lei. Nu. Prețuri ca să cumpere și ei, să văd și eu că n-au nici ei bani. Picul ăla care îl duc acasă, pentru mine e mare.